Bună ziua, oameni buni, și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. În această dimineață vreau să fac, este aproape 4, vreau să fac o ciorbă ceva pentru sora Valerica. Da, de bulion ceva, o să vedem noi, o să vedeți voi cum o să fac. Dar pentru că este cam târziu, eu am dormit cam târziu aseară, știți? Da, am dat să mănânci la ora 6 după masă. Acum așa trebuie să mănânci la regim, la ora 6, ca la spital. Ce vrei? Uite, acum fac la Valerica o ciorbă din asta. Au, dar nu da așa tare când tare. Acum te deranjează și asta? O, la, nu-mi pe mine mă deranjezi. Dar pe cine deranjează? Filmarea și... Nu deranjează filmarea, că alții zbiară în filmare și fac... Noi nu facem așa ceva. Dar nu trebuie să facem noi ce facem. Nici chiar așa, nu mai ciocănim o țără, nu mai bate, nu mai... Da, nu mai ciocănim. Da, a fost la magazin Marcel, ne-a cumpărat niște suc de roșii din ăsta. Mie îmi place foarte mult sucul ăsta de roșii. Chiar voiam să-i spun să ne cumpără 5, să avem, că de multe ori nu este acolo. Ăsta e cel mai ieftin la sticlă. Da. Ne-a luat niște mărar, niște pătrunjel, pentru că vedeți voi că nouă contimentele astea ne place, astea le folosim. A luat niște ardei, morcovi, a luat un pui din ăsta, adică piept de pui. Da. Cu pieptul ăsta de pui, nu știu, ce? Eu nu fac nimic cu el. Abel se descurcă cu el acolo. El își face mâncare, pentru el l-a cumpărat. Da. Și pentru Isaia, nu? Să dai și la Isaia, ai grijă, să pregătești și pentru el. Avem, dacă cineva vrea să-și facă de mâncare, să-și facă. Acum nu mai facem așa. Păi el își face, știi tu, că el e cu... Dacă vrea, uite, poate să-și ia, să-și strigă o bucată de carne, să-și facă o știță, să-și facă un ce vrea, da? Abel, nu mai tăia, pune-le așa, Abel, nu mai, că uite ce arunci din el, foarte mult. Nu mai tăia. Uite cât ai aruncat de mine, dar ăla e bun, n-are, știi? Un durum din ăla, ce vrea să-și facă? Da? Așa, prieten. Hop. Că trebuie să fac la Valerica ciorbă. Acum, da? Da, am niște căpățâni de pește în congelator și așa am vrut să facem. O ciorbă de pește, de roșii. Mi-ai spus să plec acum că pun și pește. Da, unde să mai pui dacă acolo e înghețat ca piatra și n-am scos de dimineață? Pune mâna apă să se dezgheață până când, nu? Nu, eu știu, poate, da, că trebuie să fiarbă legumele astea și la sfârșit punem alea. Da, bine zici tu. Pune mâna apă călduță. Da? Am tăiat acum... ceapa. Da? Bun. Bun. Ca să mai tai și pe asta. Au mă la domnul Ustrochi, ce se fac? Da, mie pe ceapa asta. Toată lumea ar marcei așa. Știi? Da. Știi că toți care taie ceapa, așa se întâmplă. Așa? Hai să rondele sau pătrățele? Rondele. Așa. Ai grijă la degete, ține-le așa. Lasă că cum mă vezi tu pe mine, că știu cum se tai. Nu știi tu mai bine ca mine, dar... Da, se aude pe aia iurea. Așa se aude când tai morcovul. Lasă camera. Nu. Lasă puțin așa, prieten, că acum am plâns puțin. Știi? Asta e bine pentru ochi. Știți că eu sunt puțin problematic și cu asta e bine, da. Și pentru răceală e bine să mai plângem de la ceapă. Știți asta sau nu știți? Da, așa vrei? Uh-huh. Așa mai încet, nu? Da. Da. Gata. Punem și pasta aici. Da, morcovurile. Da, am avut o poftă, prieteni. Da, hai să vă spun mai înainte de toate... Abel, dă-mi ia cervețelul ăla de acolo, te rog. Așa. Bun, așa. Uitați puțin că m-am pus puțin, știți, trebuie să ștergem la privire. Da. Uitați așa. Da?
da? Hai de drumul acolo și taci, taci. Da, uite ce dai cu cuțitul ăla. Eu când ce, fac așa, fac eu. Valerico, așa se face la bucătărie. Nu se face așa. Ba, da, așa se face. Întreabă, prieten, spune-mi voi, nu se face așa? Când tai cu pălem, cu cuțit, uitați, așa se face, nu. Trebuie să faci încet, 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 ca să nu se aude. Că te deranjează pe tine, na. Uite, poftim. Gata, nu mă deranjează pe mine, da, deranjează aici. Nu te deranjează pe prieten, nu te teme, că știi, că când tai cu... Ce încearcă și ei. Dacă tai cu... Aia tai așa, las-o așa mai mare. Așa mare? Așa mare tai, așa. Așa vrei tu? Așa și în două, atât. În două, pe jumate. Așa. Bun. Da. Așa o punem. Așa punem. Da. Da. Așa? Da, așa o punem. Acum asta. Asta îl tai în două, nu? Sau așa? Cum vrei, tai el așa, 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 așa. Uh-huh. Ce tare e asta? Păi... Înghețat. E congelat. Înghețat. Da, că l-am pus la congelat, da. L-am luat în frigider, prieten. Da. Nu știu, dar e foarte scump ăsta cu aici. Nu e foarte scump. Și acum mai avem? Asta nu te aia, las-o așa, că o punem așa, țelina apio. Așa punem tot. Da, aici. Punem așa. Punem tot acolo. Da. Mai înainte călim ceapa, așa cum facem noi de obicei. Da, și după aia. Acum vreau să vă spun că fiecare știe să facă o ciorbă. Da, acum, dar nu știu eu anume. Poate știi? Pentru tineri. Știe, să fac, care nu? Sunt știi? La început de drum, da. Cum s-ar spune. Acum, stai puțin, lasă că după aia pot să spui. Punem ceapa, nu? La... La călit, da. Cu puțin, puțin, puțin ulei. Dacă vrei, dacă nu... Da. Prieten, acum am pus ceapa aici. Vezi, aici e pasiunea. Nu știu de cum e aici, aici e pasiunea. Da, a folit o țără ceapa asta, așa trebuie. Așa. Valerica aici, da? Aici, Valerico. Pune ce mai trebuie să pun acum aici, că tu ești cu bucătăria, hai. Pune o țără sare. Da, pune o țără sare, nu mult. Că la Valerica știți cum e place prea mult de sare. Da. Am pus o sare. Nu. Dacă mai trebuie, mai pune ea. Da. Am pus prea puțin ca să mai pune. Da. 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 Acum o să pun toate alea aici. Da. Nu să mai să lasă o sare. Aici final, să se vadă că nu e... Nu mi-ai dat nimic să mănânc. Nu îți dau să mănânci până la ora 6, să știi asta. Nu mai dau prete să mănânc numai de două ori pe zi, gata. Dimineață. Nu, dimineață îți dau, dau micul dejun, la prânz îți dau prânzul și de seară, gata. Uite, să ciorbă cu ceva și uite, cap de pește și gata cu tine. Nu mai zic până dimineață, nu mai zic așa. Te îngrați să faci 100 de chile, ce vei? Ha? Dumnezeu! Dar adevărat că nu mi-ai dat nimic să mănânc asta. Da, nu s-am dat, că... Nu. Acum. Ce faci, bă? Uite. Nu te-am trebuit. Da, lasă aici să se mai dostească, să... Să se face să vezi. Da, e greu când faci cu cineva care nu știe, da. Să știi, că e greu. Da, e greu, foarte greu. Greu, e foarte, foarte greu. Greu cu mine aici la bucătărie. Foarte, foarte greu cu mine la bucătărie. Da. Da. Foarte greu. Acum mai las mult aici. Lasă mai pun, să... pun pe geta, pun ceva, pun ce mai pun. Pun. Am pus sare. Da, lasă un pic așa până se umple acolo apa. Da? Lasă să se dulțunească. Da, să se dulțunească, să se facă naburi, așa să se năbușă. Da, să se năbușă. Da. Să năbușă, să năbușă. Da, o să nu, bun, hai că revenim. Da?
Acum trebuie să-mi pun apa. Da? Lăsăm să fiarbă, după care o să punem capul de pește. Da. Hai, că mai este. Nu, mai este, păi da, am zis până fierbe, nu, am zis aici. Nu, punem ce trebuie, lasă. Da, am pus. Hai, o să vezi. Da, hai. Da. Gata. Trebuie să aici. Da? Și punem acum două ouă. Ce faci acolo? Patru tăiței pentru ciorbă. Iai, Doamne, ce mă fac cu Marcel ăsta. Și nu mă lasă să fac eu. Face el. Păi, nu-i bine că fac eu. Nu, gata. Acum aprovizăm. Aici. Da. Să fac eu, să fac cum trebuie. Nu mă lași. Doamne, ce să... Faci ea cum trebuie, că nu faci. Hai să vă spun, prieten, mie îmi place la ciorba asta de roșii cu căpățâni de pește. Mie îmi place să pun și tăieții. Acum, nu la toți le place. Mie îmi place așa. Noi așa facem. Alții pune orez, alții nu pune nimic, numai legume, pune pește. Bine, ciorba asta se face în mai multe feluri. Eu știu, am văzut și pe internet. E plin internetul de ciorbe, de toate felurile. De... Acum, fiecare... Așa cum vă spun de fiecare dată, fiecare pregătește din ce zonă să trage. Știu că mama mea așa făcea ciorba asta, o făcea în mai multe feluri. Dar fiindcă eu vreau să mănânc ceva cu tăieței, am avut așa o poftă să mănânc cu tăieței, ne facem niște tăieței și punem acolo. Știu că se face și cu orez și pui niște ouă acolo, cu... de toate legumele, cu roșii, cu... Se face cu multe. Se face, cum... Noi facem așa. Așa. Da. Dacă Marcel nu mă lasă să fac eu acolo... Ce să faci că tu nu poți să stai acolo pe scaun? Să mă filmezi, da, poți să mai faci tu ceva aici. Nu să te faci așa cum știu. Marcel și... Adică... Iosif și cu Nora s-a dus la plimbare, că filma ea. Mm-hmm. Da, nu este aici. Abel își face de mâncare. Și eu stau aici așa să mai filmez. Bine faci tu că stai acolo. Mai pune făină, ia din pachet și pune făină. Nu fac eu așa ceva ce faci tu acolo? Ce fac, mă, Valentina? Ioi, Doamne, zici că faci o salume la o... Și salume dacă face, ea face mai... Spuneți, băi, ce am făcut eu acum? Păi, uite ce ai făcut cu făina aia. Ai umplut toată masa de făină. Acum se face prăjitura, așa se face, ca să se vadă când se face ceva. Tăieței din ăștia. El face prăjitura. Dacă lucrezi cu făină, ce vrei să faci? Făina se întinde păsător. Nu? Brav, ce vrei? Nu, mai pune făină. Stai. Nu, uite, el a dormit, a mâncat, a făcut baie, s-a barberit, a stat pe telefon, până la ora 3, ce mai, 3, 3 cu, și acum cine știe cât e ora? Da, nu e bine așa. Și acum face el mâncare. Acum trebuie să fac mâncare la ora asta, da? Sigur. E bine cum am făcut, eu mai pun, mai tare. Nu, ce ai făcut? Gata? Aici ce ce fac, vezi? Ai învățat de la mine să faci cu palma? Acum eu învăț mai multe stiluri, știi? Uite ce. Știu și de la mama, știu și de la tine. Da, uite. Mhm. Așa. Și gata. Zi, nu mă văd ce știu, te-am zis. Dar strânge alea tot de acolo ce sunt așa aluat, știi? Da. Golomozuri alea, gârcile alea. Sau cum să spune, fărmiturile. Da. Bine așa. Bine. Iau și eu cafea de foame. Eu nu pot să mănânc, prieteni. Doamne, așa zice, am mâncat o săptămână. Așa face. De ce face? Tot mai când nu-i mâncat ceva.
Eu nu pot să mănânc sandwich-uri. Eu nu mănânc. Eu nu pot să mănânc, mă doare stomacul, eu nu pot să mănânc. Mănc o dată, dar de câte ori să mănânc? Ce? Avem, prieteni, salamuri, avem parizel, avem de toate în frigider, eu nu pot să mănânc. E bine așa? E bine, lasă-l un pic acum să stea, spală-te pe mâini. No, hai să vă arăt, prieteni, ce și-a pregătit Aber. Uitați ce și-a pregătit cu piept de pui, o mâncare asiatică cu piept de pui, cam așa, cu orez. Uitați ce fain arată. Am zis că o să o fac și eu într-o zi pe filmare. Vreau să vă spun că ăsta știe să facă. Nu moare de foame, Abel. Am zis că dacă aș face și el filmări, să filmează și să-și facă... Dacă ar face, să-și facă un canal de YouTube, eu cred că reușea Abel să facă mâncare. Și mai ales că e tânăr, e frumos. Da. Să uite lumea la el, dar nu vrea. Da, nu vrea să apare nici în filmările noastre. Da, da. Acum începem să facem. Asta? Tăițele, nu? Da. Da, dar nu știu, cu ăsta merge așa, nu? Să merge numai cu... Cu care? Cu ăla mai gros? Acum las. Nu folosesc ăsta. Nu se obișnui cu ăla, știi? Păi dacă ăla faci numai prăjiturile. Cu ăla asta de tăiței, o facem acum, prieten. Nu, no, știți, ciorbă de pește, nu? Bulgon, cu tăiței, legume, merg. Nu? Ce ziceți pe pește? Haide, mine, ce face aici? Am mâncat și eu o bucată de prăjitură cu cafea. Păi, trebuie să mă vezi. Lasă-mi treacă de foame. Trebuie să vedeți când e gata mâncarea, nu. Păi acum am mâncat, uite, prăjitură, no, vezi? Păi, de ce n-am mâncat și tu acolo, parizer cu... Nu, nu vreau. Bun, cu ceva? Nu vreau. Dar nu vrei? Știi că eu nu sunt cu astea. Eu vreau mâncare, nu din alea. Eu vreau tocană, eu vreau ciorbă, eu nici cu carnea asta, prieteni, eu nu mănânc carne așa prăjită, friptură. Eu, și când este friptură așa, carne bună așa, când fac de găină sau ceva, eu nu mă oasele mănânc. Mie nu-mi place carnea. Și am mâncat un pic aseară, după ce am terminat prăjitura, mi-a făcut Marcel și Nora. Au făcut coclet de porc la tigaie de grătar și am mâncat așa, cu hirian am mâncat. Și nu m-a fost așa bine, că eu mănânc carne și mă pun pe spate acolo în pat și atunci nu-i bine, nu-i bine, stomacul nu merge. Când mănânci, nu trebuie să te întinzi pe pat? Nu, și mi-era rău aseară, așa, n-am putut să dorm așa bine toată noaptea. Și am zis, cu carnea, gata, fini. Nu mai. Săptămâna asta nu mai vreau să nici o bucățică de carne nu mai vreau să mănânc. Au zis ăștia de la televizor că când faci făină așa, aluat-o și se strânge înapoi, e plastic în el. E plastic? Da. Vezi, mă, ce spun, și ăsta așa se face. Este plastic în făină, vrei să spui. Da, au zis că e plastic. Dumnezeu mai știe ce... înapoi la loc, uite, vezi? L-am întins până aici așa, uite ce mi s-a făcut. Nu știu, Marcela, barnam. La noi merge gazul, prieteni, uitați ce merge gazul la noi. Slavă Domnului că... Uite, hai să vă spun și cu gazul. Uite aici, și uite cum se strânge înapoi. Da. Uite. Nu uite cum se strânge înapoi. Lasă, fă-l. Nu a mers gazul la brichetă, am avut probleme. Știți că v-am spus că nu merge și că este foarte frig în casă. Nu mai puteam de frig. Tot încercam să dăm drumul, tot... A venit proprietarul, nici în seamă, ce? N-a avut el treabă de gaz, el s-a ocupat numai de geamurile care s-au umflat și nu mai puteam să închidem.
Și a spus că vine el la gaz și tot am încercat, tot am încercat și e acum de două zile. Da. Nora zice, hai să mai încercăm o dată. Și când a încercat, Nora la brichetă acolo, slavă Domnului că a mers. Eram foarte bucuroși. Da. S-a oprit. Că era un fric aici. Bucurie am avut noi atunci că merge gazul. Da. Merge gazul pentru că chiria e mare, Marcel, geamurile nu sunt bune, frigul vine, că geamurile sunt așa vechi cum sunt. Mm-hmm. Eu muream de frig aici în casă, cu două pături pe mine, și să mai încălzea de la mâncare, când făceam aici la bucătărie și mai dădeam gazul la bucătărie, la aragaz acolo, să meargă gazul, că nu puteam cumva să ne încălzim. Și hainele nu se usca acolo pe, vedeți că noi avem acolo hainele pe uscător care noi spălăm și punem hainele acolo că n-avem unde să le punem. Vedeți? Noi în fiecare zi spălăm și punem acolo și nu se mai usca, o săptămână trebuia să se uscă hainele acolo pe uscător că nu era cald în casă. Și acum, dacă punem acum, până dimineață, hainele sunt uscate. Că merge gazul și normal, că atunci hainele se uscă. N-avem unde să uscăm, așa că noi uscăm în casă. Eu cred că toată lumea la bloc nu are curte, nu are posibilitate. Eu cred că așa pune hainele. N-avem nici baie mare să punem în baie. Baia noastră e mică. Da, dar apartamentul sus acolo la 4 l-au făcut. L-au făcut. Modificat, l-au făcut foarte frumos, sus să văd. Nu. Dar bine că te-a dus sus să vezi și bine că pe noi ne lasă așa, nu? Nu, ți-am zis că dacă vrei să-ți dă apartamentul ăla, ți-l dă, dar e la 4. E sus. Nu. Tu nu poți să mergi până la 4. I-am zis, nu? Au făcut baie mare, tot. Am modificat acolo. Mașină de spălat, tot. Duș altul, tot. Deșeu, tot ce vrei. Bucătăria a făcut, uite aici unde suntem noi. Nu stai să spun ceva. Bun. Ei au făcut acolo. Dar noi ce am avut aici? Au pus acolo deja și cred că și aragaz, frigider, da. A pus da. Și mașină de spălat la bucătărie, tot echipată, tot. Da. Bun. Uh-huh. Și acum, dacă cineva ia chiria aia, eu nu știu, prieten, că dacă Dumnezeu ne va ajuta să mai stăm aici, eu vreau să iau chiria aia lui Abel. Da. Peste... Păi nu o să fie acum... Iarna asta oricum nu-i gata. Încă mai are de făcut acolo ce mai are și până pe anul viitor, cu ajutorul Domnului, eu vreau să iau, dacă vom mai sta aici, da. Ca să fie toți copiii mei cu mine aici, în casă. Ca să nu meargă departe. Dacă iau chirie, nu sunt în sol, nu? Dacă iau chirie, nu e chirie numai așa, nu? Păi da, Marcel. Atunci Abel va sta la 4. Marcel, băiatul cel mai mare, stă la 3, noi stăm la 1 și toată casa e aici, da. Locuim noi în ea. Nu pe gratis, prieten, plătim. Dar vreau să spun că ce-a făcut el acolo o să ceare la garanție, dar nouă de cine a cerut? Hai să spun eu ție, nouă pe cine a cerut garanție? Pe zăduri, pe uși? Că avem două garanții aici. Pe ce? Că el n-a avut nimic aici. Nici măcar, Doamne Iisuse, un scaun, nimic. Tot ce este cumpărat din banii noștri, frigider, aragaz, toate, mobila, de pat, dormitor, salon, aici, tot. Și ne-a cerut două luni garanție. Și atunci sus... Am dat 1300 garanție, atunci era 650 și acum ne-a făcut-o 750, plus curentul și apa. Da, și... Și acum, pe data de 8, iară trebuie să plătesc chiria. Dar dacă nu merea gazul acum, nu mai plăteam. Am avut de gând să vină proprietarul, că așa v-am spus, că vine un om care se ocupă, au ei din ăsta zi. Ce? Care se ocupă cu treburile lor. Da. Spuneam să nu vină, lăsam să vină, că așa cum vine omul ăla în fiecare lună, lăsam să vină și spune la proprietarul să vină el, să vorbesc eu cu el, să văd,
să ne facă gazul, să trimită un om să ne facă gazul. Dar slavă Domnului că nu mai plăteam chiria până nu venea să ne facă gazul. Așa am avut de gând să nu-i mai dau banii până nu vine să ne facă gazul. Da. Nu, cum să mă duc eu, Marcel? Eu m-aș duce să ne mutăm acolo la 4. Hai să vorbim cu Mituielul, să vedem la Mituielă, dar îmi face un din ăsta de handicapat să urc acolo sus. Un lift. Nu, că plătește Mituiela. Dar nu știu cum îți face, Valerie, cu 5.700. Știi că a venit Mituiela acasă și vrea să mă ajută că nu mă pot să mă deplasez? Da. Și că îmi dă ei să mă ajută? Da, Mituiela îți dă și te ajută. Să vedem, hai să încercăm să mergem să ne facem prima randevu, să vedem. Și dacă ne pune lift, din ăsta lift, din ăla de handicapat la scară, să ne mutăm și noi acolo la 4 atunci. Da. Ca să avem și noi tot nou, să avem și noi condiții. Da, e fain, bucătăria aici așa echipată, tot cu hotă, cu tot. Nu vezi? Cu tot cumva. Baia separat, tot, tot, tot. Nu vezi? Mașină de spălat, cum tot. Nu, și mai bine stăm aici, să nu avem condiții. De ce nu mergem să ne mutăm la 4? Nu înțelegi că dacă mă duc la 4, te duc în brațe și acolo rămâi. Și cine, și cât plătim acolo? Cât o spus? O zis să-i dau 100 de euro în plus. În plus acolo sus. Am zis că nu, 150 de euro mai acolo. Mm-hmm. Ce-ai făcut, Isaia? Nu bun. Nu bun, gata, ajunge. E prea mare. Lăsăm să se asvântă, să se uscă un pic și atunci vedem acolo la mâncare cum e. Și pătura. Și acum ce faci? Acum uitați ce pun. Pune aici la jumate de ăsta. Suc de roșii. Suc ia, de e bun. Super. Trebuie să mai pun puțin, nu? Mai pune puțin, da, să fie jumate, că eu nu vreau așa mult bulion, știi tu. Așa. Vreau să vă spun ceva. S-a fiert aici, da. Vedeți? Toate legumele sunt fierți. Să nu luați în serios, că eu cu Valerica mai numesc așa, mai vorbim așa. Știți cum e? Dar cum? Adică că nu mai dai să mănânc toată ziua? Da, nu mai dau să mănânc așa. Dar serios să spun că acum n-am făcut mâncare până la ora asta. Păi da, serios că, da. Da, n-am venit de aseară, de ziua, de tot, știi cum e? M-am trezit de dimineață, Valerica a dormit, după aia m-am pus în par, după aia până m-am dus la magazin, până am cumpărat, până am venit, până uite, vezi timpul trebuie. Nu mai lăs așa, lasă că mă descurc eu cu Nora, o trimit pe Nora așa cum am trimis-o până acum. Dar ai avut ce să faci și nimeni n-a făcut nimic până m-am trezit eu. Am ce să fac, asta e. Da. Vreau să vă arăt cum arată ciorba noastră, uitați ce fain arată, cu legume, vedeți? Ciorba apă caldă sau apă de ce? Orice, apă caldă să meargă, nu orice, adică că dacă pui rece să întăresc ăștia. Ajunge atâta? Da, o lingură, da. Știți ce pun, vedeți, da? Zahăr. Ăsta e secretul. Zahăr. Secret. Da, am spus secretul, cum ați spus. Ăsta e secretul. Da. Pentru roșii, ca să nu știți. Da, asta e mai bun. Când pui zahăr în orice mâncare, vă spun eu, dă gust. Dar spuneți, domnule, dar ce pus aici? Dar de ce e așa bun? Dar ce ai făcut? Pentru o să pui de toate, tot ce pui, dar când pui zahăr... Gata. Du-te, și adevărat? Da. Nu bun. Hai că lăsăm să mai fiarbă și atunci punem căpățânile de pește. Da. Pune capacul. Și acolo e mâncarea lui Abel, care și-a pregătit. Da. Ma, prieten, știi ce pun aici? Cap de pește. Da. Mână. Dați capul de pește. Da. Gata. Acum punem apa asta în câmp și punem. Acum, prieteni, tăiem pătura asta așa, de trece, după care, în mează să-i tăiem, nu trebuie bine cuțit acela,
două. Îmi place să la Valerica. Și așa. Așa, să vă făină. Nu mai pune, că este. Nu mai pune, ajunge. Am pus eu așa pe pătură, știi? Ca să nu se lipiască. Hai să, să dăm ăsta mai așa și să pui paie mică să tai. Tocotorul ăla mic, da. Să pun pe asta să răfărâi, ca să nu se plină, știi? Da. Să-ți fărat. Da. Cum le mai subțire mai? Normal, așa cum e tăiat. Normal, așa. Să mă filmezi. Da, merge filmatul. Da. Da. Merge camera. Mi-e cald. Dacă aș fi făcut eu școală de bucătărie, de bucătar, vă spun că... Dar ce neapărat să faci școală? Dacă vrei să înveți să faci mâncare? Nu, cu diplomă să lucrezi la un restaurant. Să... Acum bine, acum. Și eu aș vrea. Și eu, mi-a plăcut foarte mult să fac patiserie, Marcel. Știi că mie îmi place să fac aluaturi din astea. Și chiar am vorbit acum două zile cu Nora. Și vreau să vă spun, prieteni, ce m-am gândit. Am zis că nu-i târziu nici acum să mă duc să fac o școală pentru patiserie, dar pentru mine o fi greu. Am văzut acolo pe, la televizor că acolo trebuie să faci. Sunt niște... Au niște scule de bucătărie mari care face aluat mult și mister din alea așa mari și nu mai sunt eu în stare de așa ceva. Dacă fac eu, să deschid eu cofetărie în România... Iară vorbește de cofetărie, Doamne! Ce-i cu tine, Valerie? Mai taci acum. De ce se tac? De ce se tac? De ce? Dacă fi voia Domnului, o să deschid și eu. Înțelegi? Oh, asta ce mare lucru. Nu știu ce este așa mare lucru acolo. Acolo străbă bani la greu. Da, bani la greu. Ce bani la greu? Cum adică ce bani? Nu trebuie bani la greu. Cum? Să ai spațiu unde trebuie să faci și cuptorul unde faci prăjiturile, ai făină și ce trebuie la făcut prăjituri. Asta trebuie. N-ai văzut la noi în Sântana că deja este. Da, da, ce este? Dar nu din noi. Este acolo. Da. Unde n-ai? Îți trebuie să ai o femeie care știe să facă de toate prăjiturii. Tu faci prăjituri din astea zi, tradițional. Acolo se face din astea de modă acum. Înțelegi? Că nu poți acolo. Nu mai sunt eu în stare să stau eu pe picioare 8 ore să fac eu patiserie. De-abia mai fac aici, dacă Dumnezeu mă va ajuta să fiu sănătoasă, să-mi trece. Face Nora. Da, pot să facă și Nora, că e tânără și... Iosif la fel. Și... Ce are Iosif? Să aibă și el. Păi da, așa, cam patiseria asta merge în familie să faci. Ca să nu mergi să dai banii la oameni. Atunci ce ai mai făcut-o? Trebuie să știi să faci prăjituri, cozonaci, tradițional, din astea. Hai că mie nu mai era frică să fac eu cozonaci din astea, așa, mai tradiționale, prăjituri. Acum vreau să vă spun, prieten, pe internet să faci orice. Vezi că Abel pregătește mâncare, el numai să uită la televizor, acolo unde se uită el și vine și își pregătește mâncare. Ce vrei? Ceva. Da. Prieteni? Da, revenim. Uitați. Da. Da, uitați cum a tăiat Marcel, bucătarul. Mai îndrăiesc cu voi, ce să faci? Marcel, bucătarul? Da, uitați. Auzi, știi că am primit mesaj? Da. Că să mergem să ne facem șorțuri. Ce șorțuri? Cu nu mine și cu tine? Cu, adică, da, să facem cu, adică eu, tu, Iosif și Nora, care noi care filmăm, de să ne pună o poză, din asta, eu și poză, tu, și Nora și Iosif. Da. Da, și acolo să scrie, am uitat cum a spus doamna, cum să scrie, sora,
să scriem o viață mai frumoasă sau cam așa ceva, o viață mai liniștită, cam așa ceva. Da, să ne facem, da, că Dumnezeu mă va ajuta să pot să ies afară, să mă duc să umblu, să mă duc, este un din ăsta zi care face fotograf. Acolo o să face și câini. Și să mai face altceva, da. Și, și putem să ne facem și nouă câini, așa, în casă, cu noi, știi? Și putem și să revenim la abonații noștri, la prietenii noștri, la toți. Ce ai făcut? Bă, ne-ai putut să iau ăla să vin cu ea aici. Să vii cu ăla, poți să punem tăieței, mă, Marcel. Minune, am făcut, m-a auzit Valerica. Eu, ea a zis să vin cu, eu am gândit că să iau ăla, am luat ăla să vin să pun ce punem ăsta. Și mai dai cu aia? Păi, acum trebuie să-mi tăieți. Eu am venit cu ăla aici la masă. Nu, Marcel, să punem tăieței pe tocătorul ăla, da, mic. Da, dar eu am înțeles că trebuie să vin cu, cu ăla, să-l pun ăla aici, că e gata. Nu, nu e gata, stai că punem tăieței, după aia e gata. Da, da. Nu, bun, hai că punem tăieței, hai. Uite, acum pun tăieței, așa, aici, da. Pune-le acolo, că... Mănâncă copiii, le place mai așa, da. Știi? Hai mă, la unde-i? Că nu mai văd. O fost afară, unde a fost? Ia, amestecă. Ia, nu. Mamă, aici, uitați acum ce ciorbă. Uitați cu capul de pește. Uitați, uite. Da. Da, așa. Cu fructe, cu legume din astea. Cu fructe, auzi? Dă-i cum e, mă, bun. Da, uitați, aici e vine. Nu, lasă acum să fiarbă, nu mai mestecă atâta. Nu mai pune capacul, nu mai pune, că e cum dă deasupra. Cum dă deasupra, e imediat să fierți, pentru că ăștia sunt proaspăți, făcut imediat și nu le trebuie să fiarbă atâta cât ăla de la magazin. Vedeți? Cum fierbe. Hai să vedem. Nu, imediat și aici ciorba noastră e gata. Este bun? Foarte bun. Hai. Uitați aici. Gata, am făcut ciorba. Oameni buni, acum urmează să punem în farfurie să vedem. Uitați aici. Mamă. Capul de pește. Așa, ciorbița noastră. Pune, pune zamă, așa. No, no, atâta, așa. Deci, prieteni dragi, aceasta este pe ziua de astăzi mâncarea care am pregătit-o pentru toată familia, da, special pentru sora Valerica. Da, noi vă mulțumim, prieteni dragi, oameni buni, abonații noștri că sunteți cu noi și vă rugăm frumos în continuare să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like, să apăsați pe clopoțel să puteți să vedeți și următorul video și până data viitoare vă spunem la revedere! La revedere.